După ei grec, ne-i ca nimeni, să facă niște manuale. Nu vă plac lucrurile moderne, în general? Depinde. Nu știu, uite, ce părere aveți de tehnologiile astea din ce în ce mai diversificate și mai... Era internetului, computere... De ce vreți să mă vedeți într-o treabă? O să vă mărturisesc, cinstit, fiindcă... trebuie să mai și spunem. Eu sunt bătrână, foarte bătrână, deci sunt octogenară, sunt conservatoare ca orice bătrân, consider că pe vremea mea era bine ca orice bătrân și că acum e rău, deși am trăit în trei vremi și mai rău a fost acum 50, dar mă rog, da, să zicem că n-ar fi de făcut comparații la grade diverse de valorificare. Am fost și eu chemată la Snagov, când a fost proiectul ăla de... Acum 3 ani, când a fost proiectul ăla de economic. Cred că acum 3 ani, da. Acum 3 ani, mas. Eram încă la Roma. Sau 4 ani. Făcut de Postolache și Isărescu. Și au chemat și oameni de cultură. Se vadă ce zic oameni de cultură despre... acel genial... sistem economic care trebuia aplicat ca să ne scoate din ruina. Din criză, da. Și m-am dus și eu acolo. Era și... și care eram intelectuali? Eram trei. Era înalt preasfințitul Daniel, mitropolitul Iașului, Moldovei. Era Dan Hăulică și cu subsemnat. Noi cei trei intelectuali. Cum să ne descurcăm noi cu treaba asta? Am făcut eu niște... Dar când am fost la, să știți, comunicarea, știu că a fost oarecare nedumerire. Că eu am spus așa, că eu sunt născută sub galaxia Gutenberg. Adică galaxia tiparului și a cărții. Deci eu sunt cu galaxia Logosului. Dar că am sentimentul că în momentul de față se schimbă galaxia. Și intrăm în galaxia imaginii, pierzând galaxia, abandonând galaxia Logosului. Și am dat câteva exemple, TV-ul, căreia prietenii mei spun tembelizorul, nu televizorul, și care te face, domnule, te face pasiv. Nu vă place televiziunea? Te face pasiv. Tu primești ce-ți dă. Și ce mă supără pe mine? Că ți dă, poate să-ți dea foarte bine. Fiindcă trebuie să vă spun iarăși că pe vremea aceea pe care o înfierăm astăzi în Crăstăr, erau din când în când lucruri admirabile. Erau, în afară de comentariile culturale sau muzica, se dădea muzică foarte multă și foarte bună, cum vă spun, seratele muzicale, nu că mă laud eu pe mine și pe Sava, Dumnezeu să-l ierte, e de nenlocuit. Am făcut serate muzicale superbe, integrala Beethoven, integrala Brahms, integrala romantismelor naționale, așa, mergeam en grand cu Caraian, cu... Bun. Dar ceea ce este astăzi foarte reprobabil este această, cum să vă spun, suprapunere continuă de imagini care te nebunește. Da, montajul ăsta foarte alert, așa, cu gen videoclip muzical, toată... Videoclipurile astea care îți zăpăcesc intelectul. Fiindcă tu nu mai ai timp să stai să te concentrezi asupra ceea ce vezi. Pur și simplu înregistrezi pasiv. Și se ca un fel de mesaj subliminal. Da, totuși, sigur. Subliminal. Dacă-l mai găsești, dacă îl mai descoperi. Sigur, televiziunea te face într-un fel pasiv, dar ai o ofertă foarte largă de programe, adică oricând îți poți alege ceea ce dorești să primești. Dar trebuie să vă spun că foarte greu găsesc ceva de ales. Știți ce găsesc eu? Discovery, Animal Planet și Antena 1. Dar trebuie să vă spun... am aici să le fac un reproș. Vă rog. Acum vreo 3 zile au avut un telejurnal foarte slab. În vreme ce TV1... Atunci când au întârziat, probabil și n-am intrat noi cu emisiunea. Da, asta a fost sigur, precis. Asta a fost ca mai clar, era fantastic, aici sunt acord. Bun. Dom'le, pe TV1 s-au dat, spre stupoarea mea, fiindcă TV1 are cele mai proaste jurnale, scuzați-mă, eu pot să spun orice, la vârsta mea... Mă calc un camion sau îmi dau adrenalină în cafea, mă mai interesează. Nu mai am mult și așa. Deci, de cele mai proaste jurnale, de obicei. E bine, la Alter, a fost excelent jurnalul la TV1,
Și foarte slab, ați dat întâmplări în capitală, pur și simplu. Că ăla a bătut-o pe nevasta până a omorât-o pe bătrână, sau băiatul a bătut, după aia tot așa o bătrână care s-a împiedicat și a căzut și nu știu ce, alta s-a luat foc, a întâmplări fost în capitală. Da. Aia, atunci se confirmă regulă, da, avem cele mai bune jurnale, deci știu. De acum încolo, nu mai greșiți. Da. Mama ta, atenția, nu mai greșiți. Dar cu povestea asta cu computerul, cu asta se naște o nouă întrebare. Ce facem cu cartea? Da. Pentru că vreau să vă spun. Să vă spun ce s-a întâmplat. Nu putem înmagazina pe computer cartea? Pe dischetă. Am întrebat pe cineva drag, dar unde este mai informez? Zic eu, ce păi facem enciclopedie pe dischete. Bun, o să citești discheta peste 200 de ani. Nu, asta e problema. Am în familie, între copii și nepoții prietenilor, tineri, între 12 și, elas, 16 ani, care n-au citit nicio carte până acum. Cum? Până la 16 ani n-au citit nicio carte? Nu, nicio carte. Extraordinar. Și tatăl unuia din ei mi-a spus, da, zice, a început să citească Cireșari. Cireșari, care sunt în copilă de 9 ani. A lui Chiriță, săracu, da. Da. Eu am rău strășnită. Că i-am pus așa o întrebare, zic, o întrebare de 1000 de puncte. Hai, spune-mi, cum îi chema pe cei trei mușchetari? De fapt, erau patru. Am zis că pun jos și noștri. Bun, de aici am pornit discuții. Da, dar cred că un top de muzică, asta ar fi putut să-l reproducă imediat. Domnule, dar la jocurile, la... Știți de ce cred că n-a răspuns? La jocuri, la... iată. Întrebarea era de 1000 de puncte, dacă ar fi fost de 1000 de dolari, tânărul de astăzi băiatul. S-a apucat să citească și răspundea peste două zile. Citea două, trei cărți peste noapte. Dar erau toți copiii ăștia de care vorbesc, erau specializați, erau extraordinari în materie de joc de computer. Cum vin de la școală, da, să așează la computer. Foarte util, sigur. Foarte util și productiv. Să așează la computer și stau până seara târziu. Și nu fac altceva nimic. Să duce logosul, să duce cuvântul. Dumneavoastră vedeți că toată treaba asta merge paralel cu degradarea limbii? Limba se degradează. Și cei care au rămas încă slujitori ai cuvântului, ce trebuie să facă? Să se retragă la mănăstire? Am înțeles, uite, că dumneavoastră vara... Bine, eu m-am retras, nu numai vara. Plec 7 luni pe an, stau la Băratec, la mănăstire, da. Bine, sunt nevoile spirituale care se întăresc pe măsură ce înaintezi în vârstă, te apropii de călătoria cea mare și trebuie să te pregătești pentru ea. Dar noi, cum să vă spun... Noi nu putem să ne punem împotriva curentului. Vedeți, noastră? Este atât de fascinantă pentru tânăr chestia asta cu computerul. E atât de nou, e atât de extraordinar. Dar mi se pare malefică, dincolo de acest aspect necultural. Computerul ca computerul, dar celelalte descoperiri ar putea deveni malefice. Ziceam că, la un moment dat... Cezar Petrescu, într-o carte a lui, într-un roman al lui, Baletul Mecanic, crease un personaj, puțin maniac așa, care își făcuse o galerie de roboți, pe care îi îmbrăcase, îi făcuse frumos, etc. Și la un moment dat, roboții aceia se revoltă, capătă viață independentă și îl ucide. Și eu acum zic, domnule, ce fantastică clar, viziunea a avut Cezar Petrescu. Pentru că recent, o știre de nu știu pe unde... De la adică, jurnal, probabil. Povestea aceea cu, de la jurnalul, da, evident, Antena 1. Evident. Da. Așa. Zice, unii roboți au început să mănânce. Dacă și roboții au început să mănânce în România, nici va fi o mare grijă. Nu avem nicio treabă. Vor începe să... Să se și repea de la noi, inteligență, vor căpăta și noi creăm inteligență artificială, care se va întoarce împotriva noastră. Dacă n-avem naturală, vedeți? Sigur că... Da, absolut, dacă nu mai avem, să duce cea naturală, ce facem? Trebuie să facem artificială. Dar toate lucrurile astea, vedeți, noastră, sunt cu două tăișuri. Adică una este descoperirea științifică și alta este folosirea tehnologică în alte scopuri decât în vederea acelora pentru care au fost create. Gândiți-vă dumneavoastră că soții Curie, care au descoperit forța atomului, nu? Radium, etc., ar fi văzut Hiroshima și Nagasaki. Eu cred că se sinucideau. Sau făceau ca bătrânul Nobel,
care văzând ce catastrofale urmări ale dinamita lui, da, a instituit premiul Nobel pentru pace și așa mai departe, îngrozit de ce ar putea să se întâmple. Dar dumneavoastră credeți că aceștia, oamenii aceștia, care, savanții aceștia care să fac atâta rău, au descoperit clonarea. Credeți că o să se oprească aici? Sau în sămânțările artificiale? Sau vom ajunge la întâlnirea cu monștri, la întâlnirea cu tot felul de năzdrăvănii? Eu cred că am și ajuns deja. Păi, și eu cred, dar... Deci, una este știința și descoperirea științifică și alta este... pliul care îi se dă, da, de către cei care vor să câștige, de fapt. Vedeți dumneavoastră, tot sigur banul că... este, tot vițelul de aur, frate, dragă. În curând, cine știe, vom ajunge în situații din astea ciudate, întâlniri cu monștri. Suntem în campanie electorală, e adevărat, și sigur că... Da. Deja se întâmplă. Da. Asta e adorabil. cu monștri sacri. Mai mult sau mai puțin sacri. Sunt sacri pentru că s-au mumificat în posturi. Da. Da, da, adevărat. Doamnă, vă mulțumim foarte mult. Sunteți absolut superbă. Întâlnirea cu dumneavoastră a fost o onoare absolut deosebită. Sunteți foarte drăguți, copii. Și voi păstra înregistrarea acestei emisiuni. Vă rog. Poza cu Alberto Sordi. Știți cine e Alberto Sordi? Marele comic italian, marele actor italian. Care îmi sărută mâna foarte respectuos și uimit. Pentru că eram la un vernisaj de expoziție la Academia din România, la Academia din România, și expunea un foarte mare, en vogue, sculptor, 8 basoreliefuri uriașe de marmură din Infernul lui Dante. Și a venit acolo, vorbim să repede că suntem, au venit acolo tot felul de critici mari, literari, dantologi, critici de artă. Nu pot să vă spun ce public era, începând cu Cristiano Gemma, cu Sordi, și era acolo, așa, principese, ce principi, ce borgheze, ce Orsini, așa. Așa. Și vorbesc vreo 3 critici acolo de artă foarte mari, la tribună. Eu eram gazda, nu? Și la un moment dat, cel care, moderatorul, zice, e la signora de la casa acum, zice, să vorbească și stăpâna acasă. Eu, ce să fac, m-am suit la tribuna și am început să vorbesc. Dar întâmplător, am făcut curs despre Dante, Dumnezeule, da. Am și scris niște studii despre el și au rămas atât de uluiți că sor de acolo spune, Doamnă, n-avem în Italia un dantolog ca dumneata, ceea ce este foarte comic. A trebuit să viu de România ca să le explic, să le explic pe Dante. E, așa încât să știți că prezența, probabil, miturilor în noi este o promisiune de reviriment viitor al poporului român. Gândiți-vă numai că un țăran de la Hobița, un simplu țăran de la Hobița care s-a dus pe jos la Paris, a putut să revoluționeze sculptura lumii. E vorba de Brâncuș. Super, super. Să încheiem în această notă optimistă și minunată. Vă mulțumim încă o dată. Sorbona. Ne revedem după publicitate. Convins că momentul de adineaur va produce și dumneavoastră o încântare rară, așa cum probabil se va întâmpla și cu momentul următor, pentru că invitatul nostru este regizorul Nae Karanfil. Diferența dintre televiziune și cinematograf. Asta a fost o intrare de televiziune. Hai să-ți fac o intrare de cinematograf. Ok. Camera pe mine, din nou, prim plan. E bine. Liniște, vă rog. No,
E limpede. Ești sub impresia finalului de film la care lucrezi? Încă n-aș putea spune că e final. Mă mai așteaptă încă 10 zile grele. Încă 10 zile? Dar ce înseamnă 10 zile pentru un film? Nu, e finalul. Un film trebuie lucrat cât? Un an întreg? Dacă spun ce înseamnă o zi pentru un film, ca efort, groaznic. Știu și eu pentru că am jucat. E ca în armată. Amereul scade. Amereul scade, dar ultimele zile încep ofițerii să te ia tare de tot la instructor. Cane periculos să sporgersi, ce spui tu. Da, cam așa. Hai, vorbește-ne puțin despre filmul ăsta la care lucrezi. Se cheamă Filantropica și, în general, când cineva mă mai întreabă ce mai fac și spun, fac un film, o comedie, da. Cum se cheamă? Filantropica. Da, sună rău în România, Filantropica, pentru că nu există acest termen. Da. Păi să-l inventăm. Să-l inventăm. Va fi, probabil, reactualizat cu filmul tău. Când va putea fi vizionat? Când a dat Dumnezeu, ca de exemplu anul viitor, prin toamnă-iarnă. Dar cum găsești tu resurse, în primul rând financiare, pentru că sunt convins că resurse creative ai, slavă Domnului, resurse financiare pentru a face film? Văd că din ce în ce mai greu se realizează filme în România. Hai să spun o poveste. Când am terminat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, eram tânăr angajat în bufte, asistent de regie și evident visam să fac primul meu film de lungmetraj. Și m-am întâlnit cu, pe stradă, absolut întâmplător, cu Ecaterina Oproiu. Pe vremea să aceea, doamnă. Primul critic cinematografic al... Și m-a oprit foarte drăguță și mi-a spus, Nae, ce mai faci? Mă cunoștea oarecum din institut, făcusem niște filme, le văzuse, le vorbise foarte frumos despre ele în presă. Și am spus, ce să fac, doamnă, aștept să debutez și eu, poate, odată, cine știe. Și mi-a dat următorul sfat. Nae, atenție, era, nota bene, era anul de grație 1985. Am spus, Nae, fii atent, dacă vei face un prim film, ai grijă să-l faci, nu chiar prost, dar prostuț. Eu știu că tu vrei să faci capodopera din prima, ascultă ce spune o femeie cu experiență. Fă-l un film prostuț. Așa tovarășii vor avea încredere în tine și poate că te vor lăsa să faci un al doilea film, care nu trebuie să fie bun, trebuie să fie mediocru. După care, la al treilea film, îți dai un piculeț drumul să fie așa și așa, nu prea rău. Și poate că de la al patrulea vei putea să faci ce vrei tu. I-am spus, niciodată nu o să accept trei filme compromițătoare. Și atunci am așteptat și eu anii 90, în care nu s-a mai pus la fel problemă. Uite, deși eu nu fac niciodată complimente bărbaților pentru că mă mențin vertical, fac o excepție în cazul tău. Am trăit și o regie și am această slăbiciune față de film. Am văzut aproape toate filmele tale, mai puțin Dolce Faniente. O să-l vezi pentru că va ieși și el la un moment dat. Și mărturisesc că ești al doilea sau al treilea regizor, sunt foarte puțini, care au făcut film firesc. Deci un film la care te uiți, intri în el, te fură, crezi în el și rămâi cu el mult timp, da, după ce l-ai văzut. Toate filmele astea în ultimii ani sunt filmele bacu românești n-au această naturalețe pe care tu ai în filmele tale. Mulțumesc în primul rând pentru compliment. Chiar îl consider un compliment pentru că firescul este pentru mine un, hai să spun așa, o țintă. Necesită efort, imaginație, umor, o mulțime de calități pe care încerc să mi le cultiv și să le dezvolt. Nu spun că le am neapărat și... firescul ăsta este considerat drept o, în general, de către un, hai să spunem, de către un tip de critică foarte
snob, foarte alterat, aș spune, ca o calitate simpatică și atât. Eu cred că... Da, mulți cred că simplitatea este facilă. Mie mi se pare cel mai greu lucru. Da, e adevărat. Și sunt mari oameni care au spus-o și de la care foarte puțin s-a învățat. Am senzația... Da. Dar când, tu ești un tip straniu. Adică citesc despre tine că nu ai hobby-uri. Da. Cum nu ai hobby-uri? Orice om are acolo, filmul filatelie, aia. Dincolo de profesie. A început prin a fi un hobby și a devenit o profesie. Vizionarea de filme, da, asta e un hobby. Mai e fumatul, mai sunt câteva, dar... într-adevăr, am foarte puține din, să spunem, pasiunile sau hobby-urile cu care un om obișnuit își acoperă timpul liber. Nu sunt un mare amator de turism, de exemplu. Deși călătoresc mult, prefer să călătoresc în interesul unui film decât să călătoresc pentru a vedea orice. Peisaje. Da. Da. Dar călătoria nu te inspiră pentru personaje, pentru filme, pentru scenarii? În general, orice mă inspiră cu condiția să fiu într-o dispoziție foarte bună, să fiu atent. Da, reușești de multe ori să fii într-o dispoziție bună? Da, dar... Și cum reușești? Învață-ne și pe... Da, asta e o rețetă, căutam o rețetă. În cele mai multe situații sunt destul de neatent, asta e paradoxul. În cele mai multe situații mă pot trezi undeva la San Juan în Puerto Rico, cum mi s-a întâmplat, și să stau 5 zile închis în hotel și să nu ies afară din hotel să văd și orașul ăla, din două motive. Unul, pentru că clima mi se părea absolut insuportabilă. Al doilea, pentru că preferam să stau în hotel să mă gândesc la un film pe care îl aveam în cap și care se petrecea cu totul altă parte și pentru care Puerto Rico nu spunea nimic. Dar cum te-ai trezit acolo? Ai plecat dormind din România? Nu, n-am plecat din România, am plecat de la Paris. Era un festival la care trebuia să prezinte Periculosul Sport Jersey. Drept care m-au îmbarcat în avion, m-au trimis acolo, am stat 5 zile, mi-am prezentat filmul, am venit înapoi. M-au întrebat prietenii și cum e Puerto Rico, am zis, habar n-am. E Rico, da. Cu ce actori ai lucrat? Păi cu mulți, cu cei care știm, cu Mircea Diaconu, cu Marius Stănescu, cu Natalie Bonifei, cu Giancarlo Giannini, cu François Cluzet, cu Vizante, cu Florin Călinescu. Cu... Și aici vreau să te întrebăm dacă e un actor disciplinat. Florin Călinescu? Da. Nu, nu e disciplinat, e talentat. Disciplinat nu e. Da. Sigur că filmul e într-un alt registru decât teatru. Eu l-am văzut mult pe Florin Călinescu în piese de teatru la Teatru Mic. Pe vremea când... Bine, și acum este implicat în Teatru Mic, dar pe vremurile în care era doar actor acolo. Și, deci, ca actor nu e disciplinat. Nu, n-aș putea spune că e disciplinat. De altfel... Dar înțelege foarte bine relația actor-regizor, pentru că este și regizor. Probabil are o relație personală cu el. Să ne înțelegem ce înseamnă a fi disciplinat sau a nu fi disciplinat. Nu este omul care să nu... militar, disciplinat în sensul creativ, adică. Nu e omul care să nu vină la filmare sau care să nu înțeleagă ce îi spui sau care să nu aplice lucrurile astea. Dar nu este nici genul care de... Hai să spunem, îți respectă dialogul la virgulă. Nu este omul care să nu... Pune de la el un lucru care poate să fie genial sau nepotrivit pentru lucrul respectiv. Există actori care sunt absolut, să spun, milimetrici în respectarea scenariului și a mizanscenei respective. Florin îți poate rezerva surprize, ceea ce este un lucru minunat, fenomenal. Sigur că de multe ori surprizele pot fi foarte nostime, dar nepotrivite sau poate... Nu neapărat nepotrivită, dar poate în plus față de ce ai tu de făcut în momentul ăla. Și atunci îi spui și se conformează. Alteori îți poate da un lucru care chiar să se potrivească și să ridice filmul. E actorul tău preferat, dar l-ai uzat în 3 filme, nu? În 2. În 2, că... Acum astea 3-le, Filantropica. Da. N-am început încă să filmez cu el. Nu? Încă. Nu. Grăbește-te că mai sunt 10 zile și... Nici o problemă, nici o problemă. Weekendul ăsta mi l-am rezervat. Florin Călinescu e al meu. Perfect. Aplauze. Sperăm să devină și al nostru în scurtă. Da. La asta lucrăm acum. N-ai venit singur în seara asta. Nu, n-am venit singur. Am... adus cu mine o actriță, o cheamă Mara Nicolescu,
Și... și îndrăznesc, și îndrăznesc să prezic că va fi o nouă vijelie în teatru și filmul românesc. Mersi. Pe Mara... pe Mara am cunoscut-o la Brașov, am văzut un spectacol în care ea juca în teatrul din Brașov și am fost foarte impresionat de prestația ei, după care am chemat-o la București pentru probe într-unul din cele două roluri principale feminine ale filmului Filantropica. Vă povestesc un lucru absolut interesant și care spune multe despre ea. În perioada acelor probe a venit la București pentru două zile producătorul francez al filmului, Antoine de Clermont-Tonnerre. Și întâmplător am avut un prânz pe terasa de la Doina, în care Mara era prezentă și ea, repet, era o întâmplare, la acel, la acel prânz. Unde producătorul, evident, s-a interesat cu ce se ocupă. Eu n-am spus, eram încă în perioada de probe, nici nu eram încă decis. Nu am vândut faptul că va juca în film. Dar evident, producătorul francez a cunoscut o actriță româncă cu care a avut un schimb de replici absolut normal și agreabil. Mai târziu, cu câteva luni mai târziu, în timpul filmărilor, același producător francez vine la București, vede material filmat, două săptămâni de material filmat, în care evident exista și Mara în câteva scene importante din film, și după care ne găsim în sediul casei de producție Domino, toți trei, practic, pe o canapea, producătorul francez vorbindu-mi despre faptul că este foarte mulțumit de Mircea Diaconu, de ceea ce face și, în general, de cum arată materialul filmat până acum, și la un moment dat adaugă în franceza respectivă, personajul pe care Mara îl interpretează se cheamă Miruna. Și spune, Miruna e genial. Miruna e genial, eu ascult, mă întorc spre Mara, Miruna, și îi spun, ai auzit ce a spus? Ea mă întreabă, pentru că nu era atentă chiar în momentul ăla ce a spus, a spus că Miruna e genial. Producătorul francez se întoarce spre Mara și începe să explice că, într-adevăr, există o actriță formidabilă în film care joacă personajul Miruna. Extraordinar. Și care, da, îi explica, nerecunoscând-o, că ea este, de fapt, foarte bună. Vreau să spun că acest lucru se întâmplă de foarte multe ori și mie mi s-a întâmplat. Este o fotogenie cu totul aparte, această Miruna Mara Nicolescu. O fotogenie cu totul aparte și o transformistă. Da, da. Eu totuși aș recunoaște imediat după gropiță. Hai să vedem, după ce tu ai vorbit atât de frumos despre ea, ce spune ea despre tine. Ia să vedem. Numai lucruri bune pot să spun. Asta nu ne interesează. Spun ce e rău, da? Păi de rău n-am nimic, absolut nimic să spun. Numai... poate dacă aș avea eu mai multă încredere, cum... măcar atât cât are el în mine, poate că lucrurile ar fi extraordinare, știi? Deocamdată... mai vedem film. Vedem film. Îl vedeți și voi. Pe sistemul... să n-ai, mamă, încredere în bărbați. Că ei te minte. Da. Și, mă rog, era mult mai lungă replica. Era dintr-un film mai vechi. Da. Minte-mă frumos? Da. O vară cu Mara, parcă se chema. Nu, era un film cu Comisarul Moldova. Da. Unde ai... să vă spun eu ce film era. Mara Neliniște. Mara Neliniște, da. Mara Neliniște. Mara Neliniște, ah, da, 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 excelent. Unde ai ținut prima ta conferință de presă? E, hai să... nu spune la Antena 1 că... nu. Dar faceți conferințe de presă la Antena 1? Bineînțeles. Nepolitizate? Nu. Am ținut prima mea conferință de presă la Cannes. Pentru că Epericolos of Sporgersy a fost un film cu destin foarte fericit pentru mine și pentru cariera mea. A fost imediat selecționat la Cannes, la Kenzen de realizator, înainte să fi fost văzut în România. Astfel încât eu am avut prima proiecție publică a filmului meu în marea sală a hotelului Hilton, aparținând secțiunii Kenzen de realizator. Nu a... te lăsăm. Nu ne pare rău că n-ai debutat la Antena 1 conferința de presă. Ar fi fost ceva în curriculum vitae, mă gândesc.
Este și la Cannes. E adevărat, dar și la Cannes. Nu e rău nici la Cannes. Nu e rău nici la Cannes. Nu, nici la Cannes nu e rău, e adevărat. Nu, e suportabil. Problema era că mă gândeam cum să fac să... Știam foarte bine că miza acestei conferințe de presă e foarte mare, pentru că filmul va depinde mai departe de ecoul în presă, de simpatia pe care filmul, dar și persoana mea, în ultima instanță, ar putea o declanșa. Și atunci am început conferința aceasta de presă cu un număr nu foarte mare, dar erau vreo 20 de ziariști străini de la diverse publicații, cu următorul preambul. Le-am spus că înainte să-mi puneți întrebări, aș vrea să le declar un lucru foarte important. Sunt foarte emoționat. Este prima mea conferință de presă din viața mea. E mai important decât vă imaginați. Și am să vă spun de ce. De când mă știu, de când eram mic copil, adevărata mea vocație, m-am gândit eu, este să dau conferințe de presă. Filmul este doar un mijloc, un pretext pentru a ajunge la acest țel suprem. Excepțional. Eu mă întreb, de ce era emoționat? Erau și ziariști de la Național acolo? Erau ziariști internaționali și naționali. Erau oameni de la ziare. Era de presă conferința, da. Da, nu, deci nu avea cum. Omis asta. Ești un dur? Nu. Nu, păi uite, aici colegii mei mi-au scris că ești obligat să iei decizii în fiecare zi. Da. Și atunci m-am gândit că trebuie să ai o structură de caracterială foarte... Păi sunt obligat în fiecare zi să iau decizii, asta e adevărat. Și, dar asta nu are nimic de a face cu duritatea. Este o obligație și este o fatalitate. În film, la fiecare minut, ești obligat să iei un număr foarte mare de decizii care toate contează și... Fiecare poate declanșa catastrofe sau alte probleme. Și am să vă arăt, dacă vreți, ce înseamnă prezența unui regizor pe platou. Vă rog. El lucrează foarte puțin. Regizorul. Practic, din timpul filmului... Păi și la noi. Da. Din timpul celor 12 ore de filmare ale zilei, el lucrează efectiv foarte puțin. În restul timpului, se plimbă. Se plimbă și se gândește. Bun. Deci ăștia pun acum un travelling și pun lumina pe cadrul ăla. Asta va dura între 15 și 20 de minute. Deci eu între 15 și 20 de minute trebuie să mă asigur că ce am gândit este bine, pentru că exact acum îmi dau seama că ce am gândit este foarte prost. Dar dacă eu le spun acum să schimbe travelling-ul ăla și lumina, or să se supere pe mine, o să mă înjure operatorul, or să spună că au pierdut timpul din cauza mea, o să mă fac de tot rahatul. Deci, le spun sau nu le spun să schimbe? Nu le spun să schimbe, dar cum să fac atunci ca din unghiul ăsta, care nu mai convine? De ce dracu mi-a convenit? Dacă m-am gândit la el, mi-a convenit, nu mai țin minte. De ce mi-a convenit când m-am gândit la el și acum nu mai convine? Stai o secundă. Deci, cum era? Cum mă gândisem eu? Pă decupaj. Nu mai înțeleg nimic. Am gândit ceva la... Probabil că eram beat, probabil că nu știam, dar... Și crezi că o să termin în 10 zile filmul? Motor! Nimeni nu crede că o să termin în 10 zile filmul. Dar nu-l termin în 10 zile. Am terminat noi o emisiune în 2 săptămâni. Și ce bine începuseră. Da. Doamnelor și domnilor, n-ai carantil. Îți mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Îți dorim mult succes în acest weekend, pentru că înțeleg că filmezi cu Florin Călinescu și, conform exprimării tale, weekendul ăsta îl ai pe Florin Călinescu. De luni până vineri o să-l avem noi. Mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea în această seară. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi. Ne revedem mâine de la ora 11:30 de minute. Vă iubim! La revedere!
După atâta circ, la serviciu, în piață, în ziare, în campanie, avem cu toții nevoie de un spectacol adevărat. Beția vitezei va fi îndoită cu apă rece de către pilotul campion, Titi Aur. Apoi, cenușiul cotidian se va transforma în roz, grație micuței Jojo. Arte marțiale, dans, muzică și poante haioase. Iată rețeta, iată bucătarul, Mircea Badea!